Suntem pe scena Teatrului Notara din București, aici unde activează, joacă, dacă ne putem exprima de nimeni, fotbalistici, unul dintre cei mai mari actori români, domnul Emil Hosu. Se știe că dânsul este un mare susținător al Universității Cluj, niciodată nu a ascuns-o. Vă rugăm să ne spuneți de unde a început, de unde a încolțit acest gen al iubirii. Am să vă spun ceva. În primul rând, fără să fac risipă de modestie, mare actor, nu știu, încă sunt un actor și sper să pot să mai fiu încă în activitate, pentru că sunt pensionar, dar activez. Vă întrebați, poate, fără să fiu patetic, de ce iubesc un club pe care l-am cunoscut în anii copilăriei. Am cunoscut generația, am cunoscut-o prin tatăl meu, generația lui Coracu, Vigu, Dascăl, asta se întâmpla în 1945. Deci asta, că este vorba de o iubire de 60 de ani. Și cum prietenul la nevoie se cunoaște, mă bucur pentru acțiunea pe care voi o faceți, mă bucur că sunt suporteri tineri, încă foarte mulți, ca să sufle puțină energie într-un club ce, din păcate, ca și stadionul pe care îl vedeam în meciurile dinainte de a se... Mi se pare că s-a închis stadionul, că a început să se... S-a și de rămat. De la acel stadion am fost eu în 1945. Da. O iubesc pe universitatea. Ea este din copilăria mea, din adolescența mea, din studenția mea. Am să vă spun, un prieten bun, mare suporter al Universității Cluj, care trăiește la New York, Andy Mureșan, probabil că va trimis și el vreun mesaj, dacă știți de existența lui. În generație cu Costin, cu Moguț, este avocat de profesie. Și vorbeam la New York în 1988-89, când am sobăt pe soarea mea, care, din păcate, era bolnavă de un cancer necruțător, de Universitatea Cluj. Deci dacă și în acea perioadă am iubit-o, și în ce? Și cred că prietenul la nevoie se cunoaște, trebuie să rămână un proverb foarte stabil. Mă bucur că nu cedați într-un moment atât de greu. Îmi pare rău de toate noroaiele care s-au aruncat, îmi pare rău de scandalurile în care un club sărac probabil a fost atins sau tentat să fie atins, și îmi pare cel mai rău, și asta vreau să o transmit ca un mesaj din partea mea, de violența unor suporteri. Suporterii adevărați nu sunt violenți, ci acceptă înfrângerea și merg mai departe cu gândul la victoria viitoare. Acum locuiți destul de departe din Cluj, mai sunteți la curent cu ce se întâmplă la echipă, mai urmăriți rezultatele? Sigur că da, noi acum sigur avem și avantajul internetului, urmăresc rezultatele, urmăresc schimbările de antrenor, urmăresc schimbările de patroni, știu tot ce se întâmplă. Eu am făcut primele două clase la Cluj, după aia din 1950 am venit în București, însă am o casă, casa copilăriei, la Copanii Mănășturi, lângă Baia Mare, și am niște prieteni extraordinari, niște oameni extraordinari, familia Bogdan, pot să și spun, cred că nu se supere nimeni, și totdeauna ne oprim la Cluj, ne plimbăm cu soția mea, Catinel Dumitrescu, care a fost 10 ani actriță la Cluj și s-a îndrăgostit de Cluj poate mai tare decât orașul ei natal. Deci sunt la curent, iubesc și nu o să pot niciodată să-mi ascund simțirea. Se spune că ochii care nu se văd se uită. Cum de v-a rămas universitatea în suflet? Ce a avut special față de... Am să vă spun, de la Haide Haida Universitatea, care era îndemnul de încurajare în anii 40-50, la finala din 1965, cu celebrul atac Ivan Suc, Marcu Gane, Mateanu, Horațiu Moldovan, mijlocul Petru Emil Popescu, și dacă vreți să spunem, în toată formația, Moguț, Cromei, Mureșan, Costin, da? Echipa de bază. Deci acea finală câștigată pe Republici, unde am fost, bineînțeles, este echipa,
Dar nu are rost să spui. E o vorbă într-o piesă, nu mai țin minte, mi se pare în Molière. Zice, o iubește pe fata mea? Întreabă tatăl și zice, da, de ce? El o cerându-o în căsătorie. Zice, pentru că, nu ți-o dau. Nu există pentru că, iubirea e iubire. Sigur că reprezintă un capitol important și să nu uităm că eu m-am născut în refugiu în 1941 la Ogna Sibiului, lângă Sibiu, unde era refugiată și Universitatea Cluj. Deci ne-am petrecut etapele de viață împreună. Suportul Universității vor organiza joi, în data de 29 ianuarie, impresia, un meeting de solidaritate cu clubul pentru a atrage atenția că Universitatea există totuși și este o bună parte a Clujului, reprezintă Universitatea. Ce părere aveți despre această mișcare a lor? Eu mă bucur de fapt și știam, pentru că cu sinceritate vorbind, ăsta este motivul întâlnirii noastre aici pe scena Teatrului Notra. Să știți că eu am, fac o paranteză, un dezvoltat sentiment de fidelitate și în Teatrul Notara sunt din 1966, deci chiar dacă între timp am mai colaborat și cu alte teatre și în special cu alte instituții. Mă întorc la acest meeting și spun că este un lucru foarte bun, e important și pentru echipă să vadă că sunt oameni care o iubește cu adevărat pe ea, pe echipă. Este important și pentru voi să vă strânge, să fiți aproape. Oricând sunt, vă rog să mă credeți, fără niciun fel de patetism, cu sufletul lângă voi și cu mare rugăminte să ne păstrăm ceea ce... Să știți că Universitatea a fost în fotbalul românesc un suflu special. Este o echipă cu demnitate, care de multe ori a fost atinsă, vorbesc în perioada în care, din păcate, a fost obligată la niște mici înțelegeri cu Dinamo București pe prima când era Flacăra Moreni și alte lucruri. Suporterii adevărat știu despre ce este vorba, din păcate spun. Dar a avut mereu demnitate, a avut o notă de patriotism aparte și cred în continuare că trebuie să existe, să dezvolte și să rămână ceea ce a fost. De asta meetingul vostru îl văd ca foarte binevenit. Sunt lângă voi, eu particip prin acest comentariu la meetingul vostru cu rugămintea de a încerca să reprimați violențele care nu reprezintă nimic din ceea ce făceau din echipa alb-negru, alb-negru, șepcile roșii, cum o numim noi, deși a fost o echipă care juca, mă rog, în perioada de început mai zebre. Cum? Dr. Luca, pe urmă generația lui Ivan Suc, Todor, toți bine, nu vreau să vă arăt câte știu, dar știu absolut tot ce e legat de Universitatea Cluj, așa cum știu tot despre ceva ce iubesc. Și în încheiere, dacă doriți să transmiteți un mesaj suporterilor în afară de, ignorând meeting-ul de săptămâna viitoare, așa pe viitor. Să știe că iubirea nu cedează la greu. Să știe că numai fiind alături de echipă, pot să o sprijine în sensul revitalizării, pentru că soluție există. Vorbesc doar un mic exemplu. Meciul din cupă cu Chefere Cluj, în care s-au dus la cele 11 metri de nu se mai terminau și în care putea Universitatea Cluj să câștige foarte bine fără nicio valiză. Și meciul celălalt arată totuși că Universitatea Cluj este o echipă care se poate bate cu oricine. Important este să se păstreze fidelitatea jucătorilor, să nu se apeleze la foarte... și să, chiar cu riscul de a avea un an, doi de pauză în performanță, să-și crească proprii jucători. Mulțumesc! Și vă urez să aveți o reușită, în sensul în care Universitatea Cluj încă mai poate să vină în față. Da? Mulțumim! Cu tot dragul și eu vă mulțumesc că ați apelat la mine. Probabil că se știe acolo la Cluj că iubesc orașul, echipa și cam prieteni adevărați. Mulțumesc!